Învață să te aperi singur este principiul care a impulsionat zeci de tinere din Salonta, județul Bihor, să caute o modalitate de apărare față de eventualele agresiuni. Așa au descoperit boxul. Printre fetele care urcă zilnic în ring se numără și Roxana Hamza. Fata de 17 ani s-a apucat de box la îndemnul mamei ei pentru a învăța să se apere. În doar 2 ani, Roxana a ajuns să câștige mai multe trofee și acum face parte din lotul național de box. Cam cât te antrenezi pe săptămână? Păi în jur de 4 ore pe zi. Când e vorba de o competiție mai serioasă și pe săptămână în jur de 10 ore, 12. Tu ești în lotul național, ce îți propui pentru următorii ani? Vreau să fiu campioană europeană, să particip la campionatul mondial și vreau și medalie la Jocurile Olimpice. 6 colege de ale Roxanei au participat săptămâna trecută la o competiție organizată la Sibiu, la care au câștigat mai multe medalii. Am început boxul acum un an jumate, în septembrie. Părinții nu m-au încurajat, n-au vrut să audă că merg la box, că e un sport destul de dur pentru o fată. Dar cu toate astea nu m-am lăsat și mă bucur că am ales să practic acest sport. Boxul m-a dezvoltat foarte mult pe plan social și fizic. Ai renunțat poate și la anturajul pe care l-aveai, la anumite lucruri care nu-ți făceau bine? Da, am început să am un stil de viață mult mai organizat și mult mai sănătos. Mai mult m-a ajutat să am încredere în mine și să-mi dovedesc că pot să reușesc să fac anumite lucruri. Le ajută în primul rând în viață, le ajută să aibă o conduită mult mai ordonată, să-și planifice timpul, să respecte, să aibă grijă de ceilalți și, nu în ultimul rând, să fie performere atât în sport cât și în viață. Cred că boxul, în mod special, le va da și ele capătă, practicând acest sport, o încredere. Încredere în forțele proprii, încredere că oriunde ele știu ce au de făcut și cred că în orice domeniu ele vor deveni învingătoare. Clubul de box din Salonta are peste 70 de sportivi înscriși, dintre care 14 sunt fete. Recent, clubul a deschis o secție și la Oradea într-un beci dezafectat, care a fost renovat și transformat în centru de pregătire. Antrenamentele sunt gratuite cu o condiție, sportivii să aibă o conduită corespunzătoare. Potrivit datelor statistice, în primele 9 luni ale anului trecut, numărul apelurilor la 112 privind agresiunile a crescut cu circa 18% față de anul anterior. Numărul ordinelor de protecție s-a dublat în mediul urban, iar numărul accesărilor online privind serviciile care oferă asistență pentru victimele violenței domestice s-a triplat.